O floare în adevăratul sens al cuvântului este următoarea concurentă, din cap până în picioare. Te aștept, Ioana. Seara, Ioana! Bună seara! Cam cu mințică pe piesa asta. Da, sunt puțin în urmă cu somnul. Unde mergi tu așa îmbrăcată, Ioana? În seara asta mă întorc în timp. Mă întorc la majoratul meu. A, tu ești mai purie, nu ești de vârstă cu astea mici. Adică ai 30, nu? Nu chiar 30. Aproape. Da. A, scuză-mă. Adică, dojo? Da. Dojo. Păi și unde era locația asta? Că te întorci într-o locație, la Lebă, presupun. Da. Unde s-a întâmplat? Unde s-a desfășurat? În Berceni. Dar văd că nu ești din zonă, nu... Nu ești din zona Berceni. Mă gândeam că majoratul s-o fi făcut și el, pe la Unirii. Nu, acolo a fost și majoratul. Pe la Tineretului, măcar. Nu, în Berceni. Da. De unde e? Da. Vino aici lângă mine, Ioana. Aș vrea să știu ce vorbeați, Maria Iris. Iris, te rog să spui. Sunt obosită, lângă am zis, a ce ți seamănă aplicațiile de pe fustă, mai ales în spate? A niște buze. I-a făcut buze? Da. Și voi tot din această pricină râdeți? Păi ne-am... Eu am înțeles ce a vrut să zică, adică... Poți să te întorci un pic, iartă-mă. Care e Iris? Nu zic, că sună mai rău. Cele care atârnă. Da, mă scuzați, am avut un moment. Hai, mă, fete. Nu, eram... Măi, dar... Te ascult, Ioana. Nu am nimic de spus. Să se amuze, chiar nu... Nu am nicio problemă. Dar râdeam de tine. Da. Nu ți se pare amuzant? Nu. Ochii tăi îmi spun altceva. Da, normal că nu îmi plac comentariile acestea puerile, dar mai bine le lăsăm așa. Ok. Rebecca, hai să analizăm ținuta. Ioana, în primul rând, în Berceni nu plângem, da? Da. Așa, da. Atacăm înapoi, dacă trebuie. Și în al doilea rând, ca să-ți comentez ținuta, nici mie nu este pe placul meu, însă... Știu că muncești mult și se vede că îți dai interesul, însă nu ai combinat deloc bine piesele în seara asta. Pantofii nu-mi place nici înălțimea tău, nu-mi place modelul în sine, nu se potrivesc piesele între ele. Poate ai fi putut face ceva cu topul, dar să-l scoți din total, din zona. Am vrut să-mi o pun efectiv pe cap, dar nu, mă gândeam nu pe să cap. Nu fiu... Nu pe se vedea bine, dacă nu? Chiar se vedea cap, cumva bine. Un... Scuze-mă, dacă îl puneai pe cap, arătai ca un nufăr de la magazinul chinezesc. Da, asta nici nu l-am pus, da. Aș fi vrut un overall roșu, dar nu a fost gata la timp, am avut un timp limitat și asta a ieșit. Astăzi nu este un lucru reușit pentru mine, dar succes pentru următoarele. Îți mulțumesc. Mulțumesc. Jurații te așteaptă, Ioana. Hai să aflăm ce părere au despre ținuta ta. Te invit în fața lor. Mulțumesc. Să știi că fusta asta ar fi putut să funcționeze cu un top, tot așa ruffled, nu știu ce, dar top, ca o microbustieră. Dacă aveai și un overall roșu și puneai aceste două piese peste acel overall roșu, era mai bine. Ce strică combinația cu totul, din punctul meu de vedere, evident, este
topul pe post de floare, mai cu seamă că nu-mi plac deloc aceste bretele de susținere, nu-mi place cum okay. se văd, nici în față, nici la spate. Se duc în pernă, se duc în altceva, adică anulează, paradoxal, anulează efectul fustei. Sandalele nu se potrivesc cu geanta, nici cromatic, nu sunt cele mai frumoase piese. Știu. Deci, cu fusta se poate face ceva, cu topul alb se poate face ceva. Și cu topul ăsta separat, cu niște blugi? Nu, nu-mi place forma lui. Nu-mi place forma lui. Zici că-i pernă. Folosește floare. Okay. Păi ca ce să o folosească? Uite, trântește aici. Deci o pusesem în cap, venea cumva... O dădeai prea închirițistic după aia. Bineînțeles, nu cu fusta. Nu cu fusta, mă dă închirițistic. Altă poveste. Eu aș trânt eu pe un top, aș trânt eu așa o floare imensă, supradimensionată, aș trânge părul, adică floarea e frumoasă. Da. Toată floricioaia care de pe piept. Dar nu acolo pusă... Și oricum, ca idee, îți pui o floare pe piept, bună. Mie îmi place cromatica, te-ai gândit bine, te-ai organizat bine. Mie nu-mi plac culmea atârnătorile de la fustă. Eu nu înțeleg de ce se atârnă. Și am văzut mai multă lume, nu doar la tine. Da, știu, e o este modă un trend, acum... da, exact care ne-a nenorocit. De ce atârnă mergi din fustele astea? Nu înțeleg. Aș renunța complet la mergea, fusta aș purta-o cu siguranță, floarea aș face ceva cu ea, dar nu împreună. Nu împreună, Ioana. Da. Pentru mine fusta e un exercițiu de meduză, nici nu știu ce să zic că e. Efectiv arată ca o meduză, iar alea sunt, așa se numesc, tentacole cu volane la meduză. Altfel, paleta cromatică mi se pare bună, adică culoarea pantofilor, rozul și albul, da, și punct, aceste trei elemente funcționează. Da. Geanta nu are ce să caute, roșu nu are ce să caute. Atenție, roșu pe buze e foarte greu de purtat cu roz. Trebuie să găsești acea nuanță de roșu și din păcate nu e asta. Dar te felicit pentru ascendența liniilor de eyeliner, au mai urcat un pic, da, și ești acolo unde deci trebuie. În gală o să fie perfecțiune. Da, clar să fii... o să fie mult mai bine. Sunt sigură. Sunt indecis. Îi las pe colegii mei. N-am făcut okay. asta până acum, dar sunt indecis, îți spun okay. sincer. Eu zic că Ioana o să ne rezerve o surpriză frumoasă mâine, în seara asta. Cu siguranță, la Luca. Aprob pozitiv. Ioana, nu poți să trec peste salata aia roz pe care o ai. Adică, da, da, ai propus-o. Din păcate. Nu, în seara asta. Vă mulțumesc. Vorbește cu cei de acasă, Ioana. Dragilor, nici în seara asta nu prea mi-a ieșit, dar voi vă rog să mă votați la 1, la 1220. Mulțumesc!